Dobrea Nicolae și domnul viceprimar Pintoc Sergiu Ioan. Iată-i că se apropie. Aplauzele dumneavoastră vin să încălzească atmosfera, vin să încălzească această zi frumoasă, binecuvântată de Bunul Dumnezeu. Și iată că acum, în fața oficialităților, așa cum spuneam, avem grupul folcloric Doina din Albești. Sunt urmați de grupurile folclorice din Batoș, după cum urmează. Pedrățeana din Detrag, Plaiurile Luțului din Goreni, Flori de Măr din Batoș, grupul Săsesc Rozencranț din Batoș, Floare de Cireș din Uila și de asemenea sunt însoțiți de domnul primar Totoi Dumitru. La mulți ani, oameni! Iată reprezentanții comunei Ceoașu de Câmpie, Voiniceni și Fozed, însoțiți de domnul viceprimar Tocănel Petru. Sunt grupul comunei Ceoașu de Câmpie, format din satul Voiniceni și Fozed, așa cum spuneam. Urmează comuna Hodac, ansamblul folcloric Hodăceana, ansamblul folcloric Moștenitorii Hodacului, ansamblul folcloric Toaca Văii Gurghiului și domnul primar Iacob Valentin. De asemenea, alături de noi sunt reprezentanții Băneștiului, Zestrea, satului Dulcea. Vă spunem bine ați venit tuturor! Ansamblul folcloric Ardealul din Luduș trece tocmai acum prin fața oficialităților. Urmează ansamblul Coronița din Sărmașu. Din Solovăstru, ce scuze? Da, emoțiile sunt mari. Ansamblul folcloric Coronița din Solovăstru, primar Tătar Chirilă Ilie și viceprimar Zehan Muriu Ioan.